Știrile dimineții continuă la Antena 3, sunt Florin Badea, încă o dată bun găsit. Furtuna și ploile torențiale au făcut ravagii în capitală și în Ilfov. A plouat într-o oră cât pentru o lună întreagă. În comuna Pantelimon, apa a ajuns până la geamurile mașinilor. Canalizările din zona de nord al capitalei nu a făcut față buhoaielor, iar o stație de metro a fost inundată. Bariera de la trecerea cu calea ferată de pe șoseaua Petrican a căzut peste autobuze, mașinile rămânând blocate în trafic pe ambele sensuri de mers mai bine de o oră, fără ca cineva să intervină. Străzi acoperite de ape, cozi kilometrice și canalizări transformate în fântâni arteziene. Așa a arătat capitala după câteva zeci de minute de ploaie. Precipitațiile au depășit 35 de litri pe metru pătrat. După 45 de minute în care barierele au fost coborâte și n-a trecut niciun tren, încă o barieră nu se mai poate ridica, iar șoferii rămân blocați în continuare. E coborâtă. Defect. Dumneavoastră, cum vi se pare? O plăcere de asta, da. De atâta timp nu s-a putut face un pasaj, ceva. Bine, hai mă să ridicăm. Transportul în comun a fost dat peste cap. Pe rețelele de socializare au apărut deja imagini cu un autobuz din care se scurg șuvoaie de apă. Și la metro au fost probleme. Din cauza ploii torențiale, la intrare în stația aviatorilor s-a produs o infiltrație de apă, motiv pentru care cei de la Metrorex au intervenit de urgență. Noroc că apa nu ajunsese până în stație, ci doar până la turnicheți. Oamenii prinși de averse în zona Romexpo au mers cu apa peste glezne, iar pe marile bulevarde, mașinile abia dacă au putut înainta din cauza cantităților mari de apă acumulate. Ploaia a blocat și nordul capitalei. La scurt timp după terminarea ploii, canalizările au refulat, însă kilometri întregi de mașini au rămas blocați în trafic. În plus, acoperișul gării de nord a cedat și călătorii s-au ferit cum au putut de șiroaiele din tavan. De la ploaie. S-a spart țeava. S-a spart țeava? Pe șoseaua Fundeni, în dreptul spitalului, mai multe mașini au rămas blocate după ce le-a intrat apă în motor. Străzile din comuna Pantelimon s-au transformat în lacuri, iar mașinile în bărci. Apa a ajuns până la geamurile autovehiculelor. Și în cartierul Dobroiești, apa din lac s-a revărsat, iar canalele au refulat. Ia uite-i fântână artezian! Pompierii au intervenit în mai multe zone din capitale pentru a scoate apa din curțile și casele oamenilor. E vorba de subsoluri inundate. Colegii mei intervin atât cu autospecialele de stingere care au capacitate de extragere a apei, dar și cu motopompe remorcabile și motopompe transportabile. Veștile de la meteorologii nu sunt nici ele îmbucurătoare. Vremea va fi în continuare instabilă în cea mai mare parte a țării, iar ploile torențiale vor fi nelipsite din peisaj. Iar peste imaginile cu dezastrul provocat de puhoaie în Ilfov și în capitală, adăugăm faptul că și în țară vremea extremă a făcut prăpăd. În Tulcea, grindina a distrus recoltele pe suprafețe însemnate, iar în Iași, străzile au fost acoperite de apă. Ruperea de nori a inundat aproape toate arterele principale din oraș. Ia-l dumneavoastră? Da, vă mulțumesc frumos. Unde l-ați văzut? În apă, la televizor, la Antena 1, la știri. Am ajuns acasă, steam și mă uitam cu soția la știri și când am văzut un număr la dumneavoastră mână, și am zis, aoleu, numărul meu. Nici pentru pieton, mersul pe străzi nu a fost o misiune ușoară. De ce fac socura asta aici, domnule? De ce nu fac o dată? Haideți să vă sprijiniți din mine. Mulțumesc, sufle. Mergeți pe imaginea gardului. Da, 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 așa am venit și în partea. Dați aminte de ea, dacă vă spun. Mulțumesc. La Vaslui, precipitațiile căzute în numai jumătate de oră au însumat 47 de litri pe metru pătrat. Tot în județul Vaslui, circulația pe drumul european 581 Crasna-Albița a fost oprită timp de 40 de minute din cauza aluviunilor care au blocat șoseaua. În județul Botoșani, pompierii au intervenit în mai multe localități cu bărci, motopompe și autospeciale pentru a scoate apa din curțile oamenilor. În Maramureș, un drum județean a fost rupt și mai multe gospodării au fost inundate.
Iar în Dâmbovița, mai multe cursuri de apă și-au ieșit din matcă, iar puhoaiele au pătruns în gospodării. Datele oficiale ale autorităților arată că la nivelul întregii țări, peste 40 de localități din 20 de județe au avut de suferit ca urmare a pluilor torențiale.